doi funcționari luau bani și moare. La noi, în Republica Moldova, este suficient ca unul să pătrundă și să aibă o cale de soluție în acest fenomen și ulterior se degenerează. Dacă nu se întreprind măsuri inițiale, lumea, prin cunoscuți, avem fenomenul ăsta noi de cumătrism în Republica Moldova. Cum a fost posibil și care au fost căile prin care s-au atras unul pe altul, deja o să clarificăm în procesul anchetei. Când a început acțiunea de depistare a acestor persoane, că mai trebuie probabil nu s-au putut de zile. A spus domnul procuror în luna decembrie 2015. Dar cum își permiteau ei să ia mită? Pentru că în instituție există camere video. Îi vom întreba. Asta este paradoxul, că avem, avem filmări video prin care un inspector este implicat și se vede clar că primește niște favoruri, niște cadouri de la o persoană civilă și cel de alături este omniprezent și este indiferent, nici nu a declarat faptul elementului de corupție în instituția abilitată. Șeful instituției colaborează cu ancheta, ce spune el? Pentru că până la percheziția de azi nu prea s-a auzit de dumnealui. Nu s-au zis de acum încolo. O să fie cine întrebat este? Și... Cine este? A fost în organe? Cine este? Cine? Șeful instituției, nu domnul Chiriță. Șeful instituției. El este numit de cât timp în urmă? Ceva timp în urmă. Pare mi se de o lună în urmă. Sfârșitul decembrie. Cât? Sfârșitul decembrie. Sfârșitul lunii decembrie. Atunci noi o să intervenim, o să-l audiem și pe dumnealui, să vedem care este poziția lui. Cunoștea dumnealui sau nu cunoștea. Inclusiv sunt și persoanele care nu au fost reținute, dar urmează a fi chestionate și neapărat va fi pusă întrebarea dacă au colaborat, în ghilimele, cu șeful acestei instituții. Eu vă dau asigurări în cazul